Salut, eu sunt Bogdan și bine v-am găsit la un nou video. Zilele trecute a apărut pe internet un nou challenge. După cum mă știți pe mine, indiferent cât de greu este sau ușor, bineînțeles că o să încerc să fac. Să vă spun așa în mare despre ce este vorba. Am aici o sticlă de apă plată, un capi, o sticlă de ceai, un cola, o apă borsec și o apă plată la 5 litri. Va trebui să iau fiecare sticlă în parte și să dau capacul jos cu piciorul, să-l desfiletez, ca să zic așa, ca și cum l-ai dat cu mâna. Nu sunt karatist, K1, nu am nicio treabă cu chestia asta, nu mă cred Smart 2, cel mai șmecher la bătaie sau chestii de genul ăsta, nici pe departe. Acesta este doar un challenge și atât, l-am văzut și eu la mai multe celebrități și am zis să încerc să fac și eu, să văd dacă reușesc. Sper să nu fac numai suc prin casă și apă, așa că haideți să vedem. Și foarte important, nu încercați să faceți asta acasă, pentru că vă puteți răni, vă puteți tăia la picior. O să-mi iau o pereche de adidas și în picioare, pentru că nu vreau să mi se întâmple alte chestii neplăcute. Așa că urmăriți-mă pe Instagram la Marș Bogdan, dați-mi acolo un follow, apăsați butonul de like și haideți să vedem dacă reușim să dăm capacele jos cu piciorul, să le desfiletăm. Oh, forță! Mamă, ce frumos a sărit! Bine, mă! Mamă, m-au luat transpirațiile. Hai să vedem. A doua sticlă, da? Asta este chiar din sticlă, ca să zic așa. Perfect. Avem dopul aici. Hai să vedem. Asta. Dacă vă uitați atent la mine, nu știu cât de bine se vede, sunt transpirat mort, ceea ce vedeți voi aici, una, două, trei rateuri și după reușesc. De fapt, nu e așa. Eu stau câte 20-30 de minute la o sticlă până reușesc cum trebuie. Hai să vedem. Bine, forță! Toată șmecherea este să vă măsurați, să lăsați așa, cam de la palma voastră până la bidon, să lăsați cam o palmă, ca să puteți să ajungeți cu piciorul perfect. Cel puțin așa am văzut eu la alții și am încercat și eu și văd că a mers. Mamă, ăsta mi s-a părut cel mai greu. Bine, bine, rău. Am transpirat tot curgatele de pe mine și în casă e cald și afară e cald. Like acolo în forță și urmăriți-mă pe Instagram la Marș Bogdan, dați-mi follow acolo. Bine! Ok, prieteni, ăsta a fost challenge-ul de astăzi. Voi mi l-ați trimis pe Facebook, pe Instagram, m-ați spamat acolo cu mesaje: Bogdan, a apărut un nou challenge, încearcă și fă-l și tu. Am încercat. Eu zic că mi-a reușit destul de bine. De fapt, cred că mi-a reușit
așa cum trebuia, apăsați butonul de like acolo, dați-mi un follow pe Instagram la Marș Bogdan, distribuiți clipul, puneți la voi la story la Instagram și dați-mi tag ca să vă pun și eu la mine. Și cam atât, mă bag să fac un duș pentru că nu știu dacă se vede pe cameră, dar tricoul ăsta e lipit pe mine. Nu știu dacă v-am zis la începutul challenge-ului, dar cel mai bine este să lăsați ceva apă sau suc în sticlă, în bidon, ca să nu cadă. Oricum, cel mai important este să desfiletați dopul fără ca sticla să cadă jos. Chiar dacă se mișcă puțin, este ok. Numai să nu cadă de tot. Nu mai pot. Ăsta a fost challenge-ul, v-am făcut și pe plac. Când mai vedeți chestii interesante și provocatoare pentru mine, trimiteți-le acolo pe Instagram. Cu voi astăzi a fost Sensei IBM Family. Iar noi o să ne revedem, bineînțeles, la următorul video. Pa!